Inspectoratul Teritorial de Muncă-Neamț a demarat în cadrul activităților de prevenire și educare a angajaților, dar și angajatorilor, o acțiune de educare a tinerilor din liceu privind prevenirea accidentelor de muncă. Pentru materializarea acestui proiect s-a semnat un protocol cu Inspectoratul Școlar al Județului Neamț, fiind selectate 5 licee din Roman care vor participa la această campanie. În 2017 a început campania națională Valențe Culturale ale Securității Sănătății Muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee și școli profesionale, ce se va desfășura în perioada februarie-iunie 2017. Obiectivele urmărite, fiind educarea tinerii generații în către băncile școlii cu privire la importanța unui mediu de muncă sănătos și sigur, crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piața muncii. Grupul țintă este format din elevi din liceu și cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Miron Costin Roman, Colegiul Tehnic Danubiana Roman, Colegiul Tehnic Petru Pone, Liceul Tehnologic Vasile Sav și Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia. În perioada respectivă de raportare a fost semnat protocol de colaborare cu Inspectoratul Județean pentru prezentarea proiectului, fiind selectate cele 5 școli și începând formarea proiectului. Obiectivul acestei campanii este legat de conștientizarea tinerilor și cadrelor didactice despre munca în mediul sănătos și sigur și de prevenirea riscurilor profesionale odată cu intrarea pe piața muncii.